Operația Iug-Sud a început în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949. Însă pregătirea acestei acțiuni fusese inițiată cu mult înainte și se desfășura în strictă conformitate cu indicațiile de la Moscova. Realizarea practică a operației Sud a fost încredințată NKVD-ului, ale cărui fapte criminale ies astăzi la iveală. Și ne-a dus la Șoldănești, la tren, și ne-a îmbarcat în trenul ăsta de Viti și ne-a închis toate ușurile și toate, era un liuc. Nu știu ce să gândeai. Da, când mureau, apoi zvârleau așa fereastră asta, fără să gândească că totul e ființă dumnezeiască, nimic să gândească. Pe drum aveau opriri deosebite, care știu că ea cât ar fi oprire acolo ea, își făcea oprirea și acolo luau din vagon câte unul, își se duceau și primeau, adică de mâncare ceva. Și știți, dădeau mâncare, tiulcă, vară, când ăsta o arșăță, tiulcă de asta sărată și apă în vagon n-aveam. Și mâncam tiulcă de asta și ăsta. Doamne ferește! Dar când ne scotea afară, apteți acolo aia unul lângă altul. Lângă altul și tot atâția soldați înarmați, care ca nu cumva, careva să ăsta, sfugă. Dar nu mai avea putere nimic să sfugă din ăsta. Două săptămâni am mărit. În continuă, și noapte și zi, nu a fost oprit, așa că să stiei trenul. Și ne-au dus așa cu ușile închise până când am trecut Uralul. De-am acolo o leacă de sfide ușa și asta, și lucru și ăla de-am n-ar mai e asta, altceva. Tare greu ne-a fost. Doru tare mult ne-a frământat. Nu mai prin scrisori putem așa, tata ne scrie din lagăr și ne, adică ne mângâie, că noi eram și mai mictele. El totdeauna spunea, nu, ar să vii, o să vii și fetele acasă, fetele o să vii acasă. Iacă așa am fost 4 ani și jumătate. Noi am fost eliberați, primii din toți aceia care au fost acolo deportați. Fiindcă o nemțoaică, pe mine când eu am început o leac să vorbesc, i-am întrebat, era în vecinătate și ei tare mulți mirau cum așa au luat copiii fără părinți. Și m-a întrebat acolo, oare și că ia cata asta de el? Spune că ia cata eu am să scriu și să vedeți că dumneavoastră nu sunteți vinoveți. Dar cine a fost vinovat? Cine a fost vinovat? Cine poate să răspundă? Cine a fost vinovat în Moldova? Drept elemente ostile regimului sovietic au fost considerați și cei de alte confesiuni decât cea ortodoxă. În aprilie 1944, mai 1946, KGB-ul lichidase 17 organizații și grupuri religioase, arestate fiind 125 de persoane. Regimul comunist a dus împotriva bisericii o luptă sistematică și intensă pentru controlul asupra sufletului și al minții. Religia, numită de Marx opiu pentru popor, trebuia discreditată și desființată. Urma să dispară odată cu proprietatea privată. Bisericile erau jefuite și dărâmate. Așezăminte de cult au fost închise
sau preschimbate în spitale de psihiatrie, puncte de detenție, devenind magazii, cămine culturale, sanatorii, depozite. Din cei 526 de preoți, peste 100 au căzut victime ale regimului comunist. Acei care lucrau întru tainele dumnezeiești, acei care mărturiseau și îndrumau oamenii, trebuiau neapărat lichidați pentru a nu redeștepta conștiința de sine a individului. Populația Basarabiei era supusă represiilor din două motive: ca dușmani de clasă și pentru manifestări pro-românești. Antiromânismul s-a declanșat sub forma unei isterii pline de ură împotriva întregului popor român, a limbii, a istoriei și a culturii sale. Acest inexplicabil, uluitor complex în fața tot ce era românesc avea să aducă prejudicii serioase limbii și culturii noastre. Biroul Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei a obligat Comisariatul Poporului a Învățământului și Direcția Generală pentru Literatură și Editură al RSSM de a extrage literatura fascistă din biblioteci și școlile Republicii, avându-se în vedere, desigur, literatura română, inclusiv manualele. Sovieticii introduc imediat alfabetul chirilic, iar limba rusă se impune ca limbă de stat. Așa s-a curățit terenul pentru făurirea noii culturi socialiste din Moldova. Este impresionant pachetul de măsuri chemate să ne schimbe, să ne deformeze alcătuirea etno-spirituală. Violența, teroarea, minciuna continuă, zăpăcitoare, propaganda masivă, torențială, se pare paralizaseră capacitatea de împotrivire a comunității. Omul nou glorificat de propaganda regimului era de fapt o ființă supusă, docilă, fără șira spinării. Omului sovietic îi se băga cu maiul în cap că viața e mai bună, mai frumoasă, că adevăratele sărbători sunt cele comuniste. Acolo trebuie să-și caute sufletul desfătări și voioșie, precum și în marile realizări și planuri mărețe, în șantierele secolului, în ridicarea țelinei și prietenia popoarelor. De la bun început, comunismul s-a bazat pe minciună, impostură și fără de lege. În aceste condiții, simpla încercare de a revendica un drept devenea un act de rezistență, o formă de curaj etic exemplar. Fapta îndrăzneață a muncitorului Gheorghe Muruziuc, care a arborat tricolorul deasupra fabricii de zahăr din Alexandrei, în raionul Sângerei, în noaptea de 28 iunie 1966, protestul Liliei Neagu și a Asei Andruș împotriva rusificării și deznaționalizării sunt mărturii de rezistența antisovietică.
printre alte manifestări naționale ale basarabenelor, de mare răsunet la vremea ei, a fost înființarea în 1969 a organizației naționale Frontul Național Patriotic, din care au făcut parte Alexandru Usatiuc Bulgăre, Gheorghe Ghimpu, Valeriu Graur și alții. Principalii membri ai organizației au fost arestați. După mai bine de 8 luni de cercetări istovitoare, în timpul cărora caghebiștii au folosit și substanțe psihotrope, cei reținuți au fost condamnați la ani grei de detenție, între 3 și 12 ani. Iată pilde de martiriu autentic pentru cauza neamului. URSS părea a fi un stat de neclintit, dar s-a destrămat în câteva zile. Sovietele supreme ale tuturor republicilor unionale au votat unanim lichidarea uriașului stat și și-au proclamat independența. Tot ce e cusut cu ață albă, chiar dacă e dichisit în fireturi aurii, dar în spate stau crime odioase, e în afara legii lui Dumnezeu. Limba e un dar unic, inegalabil, coborât din sfere și lucrat cu migală și dăruire de către vorbitorii ei. Sute de ani, cu toate eforturile de dezrădăcinare a graiului străbun, ori schimonosirea lui, poporul nu și-a pierdut efigia sonoră dată lui odată pentru totdeauna. Nici până azi, partidele comuniste din fosta Uniune Sovietică, inclusiv PCRM, nu și-au recunoscut crimele comise în numele ideilor bolșevice și comuniste. Iată și azi, protestând împotriva conferinței internaționale care încearcă să arunce lumina asupra regimului totalitar sovietic. În loc să pună umărul la această condamnare, ei apără în continuare regimul comunist criminal. Germanii s-au pocăit de nenumărate ori până acum pentru Holocaust și au plătit despăgubiri enorme. Dar cine a cerut iertare popoarelor basarabii și ale celorlalte foste republici sovietice pentru milioanele de exterminați și torturați în lagărele morții? Eu trăiesc cu durerea, cu pata așa neagră în inimă, până în ziua de azi, de ca atâția ani. Am 76 de ani, dar n-am avut nici copilărie, nici tinereță și la urmă nici bătrâneță. Adică eu ca eu, eu azi sunt Mănino. Dar aș vrea copiii mei și așa dumneavoastră, chiar că sunteți tineri, să vă simțiți în țara sa, liber. Doar cunoscând adevărul despre crimele comise în timpul regimului sovietic, putem reveni în rândul popoarelor civilizate. Credem că aceste cumplite dezvăluiri vor redeștepta spiritele amorțite. Se știe că somnul rațiunii naște monștri. Nazismul a fost condamnat. Acum e rândul comunismului să fie pe banca acuzaților.